Când ești cu adevărat uimitoare, superbă, frumoasă, nu va mai trebui să dovedești nimănui nimic din punct de vedere estetic. Procedurile de lifting facial, ca efectiv să se tragă toată fața, asta se obține natural, timp de o lună, două. Cel mai ușor este să mărești ochii, să mărești buzele, să scapi de gușă. Asta este efectiv, la două, 3 săptămâni, tu deja aveți rezultate. <laughs> <laughs> da. Nu, vine să crezi, în spui. Știu. Doar prin această tehnică, că începeți în limba la cerugurii, toată forma feței se schimbă, fără a face nimic. Știi că testezi asta. <laughs> da, da, da. În Timp ce spui. <laughs> Ceea ce este diferit dintre mine și esteticieni este faptul că eu lucrez la cauză, pe când ei lucrează la rezultat. Cât ar putea, nu știu, o femeie de 40 de ani sunt tinerească după niște exerciții faciale. Rezultatele femeilor mele, da, la 50, la 60, și minus 10 ani. Deci ai 60, poți să arăți la 50, ai 50, 100%. la 40. Da. Întrebare personală, ce creme folosești și ce creme n-ai recomandat niciodată? S-a strâns mușchiul, pielea a mers după el. Păi cum tu lucrezi la primul strat, crezi că ai să rezolvi la mușchi respectiv și o să reduci în marketing? Este un video viral cu doamna Irina Login? E o tehnică recomandată sau nu? Tehnica asta are logică, dar eu nu recomand tehnica respectivă. De ce? Emisiune susținută de Hills Development, dezvoltatorul cu peste 10.000 de locuințe construite în București. Baba suferă la frumusețe, nu? Ok, care frumusețe? gene false, sprâncene false, unghii false, păr fals, buze false, bronz fals. Totul fake. De ce atâta sacrificiu pentru ceva fals? Te-ai întrebat de ce toate femeile injectate ori aranjate excesiv arată toate la fel? Le și confunzi. Ai impresia că le-ai mai întâlnit sau văzut pe undeva. Cea mai mare provocare este să fii tu însuți într-o lume care încearcă în permanență să te facă să fii altcineva. Ai auzit pe oameni care zic, mă, e frumoasă, n-am ce zice, dar nu-mi transmite nimic. Păi și greu să-ți mai transmită ceva, că mușchii ăia injectați de pe față sunt mușchi de expresie, care acum sunt înțepeniți, încremeniți. Un studiu publicat în 2016 a descoperit că persoanele care suferă operații sau modificări estetice faciale pot avea dificultăți în exprimarea emoțiilor autentice non-verbale, cum ar fi zâmbetele sincere sau furia, ceea ce poate duce la confuzii în interacțiunile interumane și are consecințe asupra modului în care sunt percepute și interpretate emoțiile lor de către cei din jur. Lipsa defectului în frumusețe este în sine un defect. Nu mă înțelege greșit. A te îngriji nu e ceva rău. Ba chiar este o datorie. Dar dacă exagerezi, vei obține altceva și te pierzi pe tine. Prea mulți oameni supraestimează ceea ce nu sunt și subestimează ceea ce sunt. De ce să cauți să fii altcineva în loc să dezvolți și să dezvălui lumii ceea ce ai unic deja? Când ești cu adevărat uimitoare, superbă, frumoasă, nu va mai trebui să dovedești nimănui nimic din punct de vedere estetic. Păi cum adică, frumusețea este altceva decât estetic? O, da. Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Iată niște sfaturi estetice de luat în seamă. Pentru buze atractive, rostește cuvinte de bunătate. Pentru ochi minunați, caută binele din oameni. Pentru o siluetă subțire, împărtășește-ți mâncarea cu cei infometați. Rămâi aici pentru a vedea cum putem avea o frumusețe fizică, naturală, dar și sănătoasă. Te aștept să interacționăm! Astăzi am invitat un specialist în fitness facial. Bun venit, Cristina Oboroc! Mulțumesc de invitație! Spunem, te rog, ce înseamnă asta, pentru că pentru foarte mulți oameni probabil nu înseamnă nimic. Deci, face fitness-ul, de fapt, reprezintă o combinație de tehnici pentru remodelarea feței, ceea ce înseamnă exerciții faciale și tehnici la fel de masaj. Pentru că, precum în tot corpul avem mușchi, așa și pe față avem mușchi ceea ce mulți oameni uită și cred că pe față există doar piele. Cum ai ajuns să faci asta? Am o poveste destul de interesantă. Deci eram în perioada COVID-ului când efectiv totul era închis, să zicem așa, și aveam nevoie de o rutină. Atunci, într-o bună zi, mă sună o prietenă și îmi spune hai să mergi cu mine la acest curs de face fitness. La care i am luat la mișto, pentru că nu credeam că există vreo tehnică care să-ți modeleze fața, să vezi vreun rezultat. Și am zis, hai, doar pentru tine, eu încerc, dar te asigur că nu o să iasă nimic. Asta este efectiv o banalitate totală. După o perioadă, eu rezultate deodată nu am văzut. De ce? Pentru că efectiv, când ai fața mai tânără, este puțin mai greu să obții rezultate. Plus la asta, nu aveam cine să mă ghidezi. Luam dintr-o parte, din alte exerciții. Dar la o lună jumătate am început să văd careva schimbări și mă simțeam atât de bine cu mine și am zis că este o chestie faină ca orice femeie să ai grijă de rutina ta, atât. Cred că la un interval de 3-6 luni, cam așa, eu o făceam pur și simplu din plăcere, am primit un sunet în care o persoană dragă mi-a spus că are cancer. Și efectiv, în momentul ăsta, fiind femeie, îmbătrânea foarte rapid. Și atunci am zis că nu, eu nu sunt de acord cu asta, trebuie să fie o soluție. Clar că botoxul, acidul, toate astea sunt chestii care sunt externe. Și când este vorba de cancer, trebuie un lucru foarte natural. Știind că eu fac face fitness, am zis că nu mă interesează nimic. O să fac cumva, ca tu din nou să arăt bine. Și în perioada aia, fiind și în stresul ăla cu efectiv persoana respectivă, e în durere mare intru în lucru. Așa se manifestă și nu ți minte cum, când într-o singură zi am găsit școala în Rusia, am făcut în Rusia, după care în Ucraina am făcut școala, uh, care efectiv sunt certificate la nivel național și internațional, la fel și în toată Europa uh, și am început să învăț aceste tehnici. Și astfel, deci efectiv doream să întorc tinerețea unei persoane dragi. Și ai reușit? <laughs> Paradoxul este că <laughs> uh, ei nu pentru că ia, pur și simplu nu a, nu face aceste tehnici, da, ok, acum este tot bine, da, este sănătoasă, dar um, pe lângă ea m-au ajutat peste 8.000 de persoane. Da, 8.000. Incredibil. Da, la fel persoane cu cancer, persoane cu paraliza nervului facial, deci, da. Cum le convinge pe femei să își anuleze pur și simplu toate programările la esteticieni? Eu respect foarte mult munca lor și vreau să se înțeleagă clar, eu nu vin ca ceva împotrivă la anumite injectări, anumite proceduri. proceduri. Exact. De ce? Pentru că unele lucruri le putem schimba natural, altele nu. Și până la urmă, fiecare cu alegerea sa. Ceea ce fac eu este mai mult legat de sănătate. Cum am mai spus, pe mine frumusețea nu este necesar scopul meu final. Pentru mine sănătatea este scopul. Frumusețea este bonus. Ceea ce este diferit dintre mine și esteticieni este faptul că eu lucrez la cauză, pe când ei lucrează la rezultat. Ei nu elimină cauza. Chiar și același uh, Botox, da? Ce face? Efectiv, amorțește mușchiul și nu se mai vede ridul. Dar doar la amorțește, nu relaxează mușchiul, sau când vorbim de liposucții ce face? Efectiv, scoate așa numită agresimi, care, de fapt, acolo nu este grăsimi, este retenție de lichid. Dar eu ce fac? Lucrez la poziția corpului. Și doar prin un simplu fapt că eu lucrez la poziția corpului, că lungesc gâtul, bărbia dublă se elimină, pentru că lucrez la cauză. El lucrează la rezultat. Dar dacă nu elimin cauza, care este sensul să lucrezi la rezultat, că din nou se va repeta. Deci, pe scurt, ceea ce fac eu, ține de faptul că elimin problema din rădăcină, pe când ei lucrează doar la consecință și din nou, din nou, din nou trebuie să repeți. Care dintre aceste proceduri estetice ar putea să fie eliminate prin acest masaj facial? Foarte multe. O să începem în primul rând cu liposucția, pentru că se elimini gușa este cel mai ușor lucru. Pentru că deseori ea se formează doar din cauza poziției greșite a corpului, și anume gâtul deplasat în față și poziția greșită a limbii în gură. Atât. Doar țin în cont de astea două, câteva exerciții la întinderea gâtului și din nou ai un contur frumos. Apoi, următoarea procedură este botoxul, da? Înjectarea cu botox. De ce? Pentru că cu exerciții lucrezi la relaxarea mușchilor, da? Și relaxând mușchii, la fel, nu se formează ridurile. Ridurile se formează din încordarea musculară. Acidul la buze Depinde aici de ce situație vorbim, pentru că dacă vrem puțin buzele mai mari, dar să arate natural, atunci nu avem nevoie de acid, da? putem natural cu exerciții. Însă când este vorba de a mări buzele extraordinar de tare, uh, exercițiile faciale nu pot face asta, pentru că ele țin de anatomia mușchilor da? și atunci da, este nevoie acidul. Uh, când vine vorba de lifting la față, nu este necesar de niciun fel de proceduri de lifting care le costă peste 30.000 de euro o singură procedură. De ce? Pentru că procedurile de lifting facial ca efectiv să se tragă toată fața, asta se obține natural timp de o lună, două, foarte ușor, prin lucru la toată fața. Da? Majoritatea femeilor se plâng de obraje ăștia lăsați. Secretul este foarte simplu. Lucrează la zona gâtului și la masajul scalpului. O altă procedură care se poate elimina complet este belforoplastia pentru că noi avem pleoapa căzută în momente când uh, iarăși avem poziția greșită a corpului. Dacă am ține cont de poziția corpului, am arăta mult mult mai bine. Deci când vorbim de poziția corpului la ce te referi pur și simplu cum, nu știu, cum stau pe scaun acum sau Cum stai pe scaun? Cum stai uh, uh, când ești ridicat, da? Poziția corpului mă refer o poziție corectă. O poziție naturală, corectă, dar noi ce avem acum? Mereu telefonul în față, calculatorul, capul deplasat în față. Odată ce este capul deplasat în față, ce se întâmplă pe zona din spate? Se uh, pune o greutate mult mai mare, da? Avem chiar și imagini clare când este 5 kg, 10, 15, independență la câte grade capul este deplasat în față. Și așa apare și cocoașa. Dar noi uităm că în față totul este alimentat prin zona gâtului, da? Și odată ce avem capul deplasat în față, mușchii în zona gâtului se scurtează, încordează. Și atunci ce fac? Blochează circulația sanguină. Și ok, haideți să lăsăm frumusețea într-o parte, dar este vorba de funcționalitatea creierului. Și atunci ne întrebăm, de avem migrene? De ce mă dore capul? De ce nu pot funcționa? De ce nu dorm? Nu mai ajunge oxigen la creier? Exact. Și circulația sanguină este blocată. Și la fel ținem vorba de retenție de lichid, adică efectiv sistemul linfatic. Și orice boală în corpul uman ține de sistemul limfatic, în primul rând. Boli care sunt aproape imposibil de tratat, ele țin de sistemul limfatic. Și odată ce zona respectivă este scurtată, încordată, avem umeri în față, ce se întâmplă? De aici nu curge și se adună lichidul ăsta. Se acumulează și se acumulează. Și apoi ne, ne întrebăm de unde ne-am îmbolnăvit. Vorbeam mai devreme despre buze. Da. Există exerciții eficiente pentru mărirea buzelor? Pentru că asta cred că știre, e o știre foarte importantă pentru doamne. Da, da. Există exerciții care într-adevăr te ajută să mărești buzele. Însă este foarte important aici de ținut cont că nu le putem mări exagerat de tare. Da? Nu poate să fie o mărime, de exemplu, de trei ori mai mare. Normal. De, de ce? Pentru că mușcă buze este un mușcă orbicular, ca și la ochi. Și am observat chiar și voi puteți să vedeți la prieteni, cunoscuți, părinți, ce se întâmplă în parcursul anilor. Ochii se micșorează, devin mai mici. La fel și buzele devin mai mici, intră înăuntru. Și tocmai care funcția de mușcă orbicular, ceea ce se numește și gaură neagră, noi mereu, prin relaxare, mărim buzele de fapt. La fel, exerciții la ochi măresc ochii din nou. Cel mai ușor este să mărești ochii, să mărești buzele, să scapi de gușă. Asta este efectiv, la două-trei săptămâni tu deja aveți rezultate. <laughs> da? Nu, nu vine să greșești, ce spui. Știu, știu, Adică, spui de... Multe doamne și-ar dori să aibă ochii cât mai mari, să aibă buzele cât mai evidente, iar gușă nici atât nu și-ar dori să aibă. Și spui că e varianta cea mai simplă. Cea mai simplă cea mai simplă. Este foarte greu, de exemplu, să reducem anumite riduri care sunt de mulți ani. Dar ok, pentru că simplu gândindu-ne la funcționalitatea mușchilor, ce faci? Închide și deschide. Asta e funcția lui. Ok, și făcând de multe ori această funcție, ce se întâmplă? Devin tot mai mici, mai mici. Și atunci noi ce trebuie să facem? Să lucrăm cu mușchi respectiv. Pentru că atâta timp cât avem mușchi în corp, noi putem schimba ceva. Da? Și cu circulație sanguină. Dacă mușchiul a murit, deja îmi pare rău, nimic nu putem face. Și momentul în care mușchiul a murit, de fapt, se vede la nivel de aspect. Da, ca de pielea Piele lăsată, mult piele lăsată, efectiv, culoare nu se schimbă, da? Foarte rare cazuri, dar sunt, sunt și că mușchiul, pur și simplu, este complet atrofiat. De aia, de exemplu, la injectarea cu botox, eu mereu recomand, ok, te injectezi, nu este o problemă, dar fă o pauză de câteva luni în care îi dai timp a, corpului să-și revină, dar mușchiul de nou să-și preia activitatea. Un fel de detox de botox. Există, nu știu, și alte tipuri de operații estetice care pot fi înlocuite de exerciții? În cazul de deviației de sept. Rinoplastia. Uneori o putem rezolva asta cu exerciții, de ce? Pentru că asta ține de articulația temporomandibulară, poziția maxilei și mandibulei și la fel de poziția limbii în gură. Și lucrând la nivel de oase, pentru că face fitness nu reprezintă doar exerciții de masaj facial, nu, este vorba de osteopatie, este vorba de exerciții ce lucrează cu ritmul craniosacral, exerciții ce lucrează la nivel de fascii, da, tehnica miofascial, și lucrând cu toate astea, ne putem îndrepta deviația de sept. Dar aici, într-adevăr, avem 50 la 50, nu pot garanta, dar la rinoplastie, într-adevăr, când vorbim anumit de viație de sept și de sinusuri. Atunci, într-adevăr, putem cu exerciții să îmbunătățim sau poate în totalitate rezolva. Există și masaje care să fie eficiente, spre exemplu, nu știu, pocănitul uh, maxilarului. Da. Deplasarea maxilarului. Da, da. Uh, sunt exerciții. De ce? Pentru că aici se implică mușchiul maseter. Și aici, la fel, avem uh, pocănitul ăsta, maxilarului, înseamnă deviația articulației temporomandibulare. Când deschidem gura și puțin gura merge într-o parte, dar amestecăm mâncare și acolo pocnește. Și câteodată poate fi legat chiar și de bruxism. Da? Deci, în primul rând, se lucrează cu zona gâtului neapărat, exerciții la gât. Cele mai simple exerciții. Toți caută rezolvări atât de complicate la probleme atât de simple. Deci, în primul rând, exerciții la zona gâtului, apoi exerciții efectiv de deschidere, închidere a gurii la articulația temporomandibulară. Și atunci noi putem să restabilim. Eu personal am avut această deviație accentuată când nu mai auzeam cu urechea stângă și nu mai puteam duce cursuri. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că eu m-am grăbit să-mi corectez poziția corpului și nu am ținut cont de linia frontală, laterală, din spatea corpului. Deci când dorești să corectez poziția corpului, trebuie să începi de la talp, pe scurt. Eu nu am făcut asta. Eu m-am apucat deodată de la umeri să-mi corectez. Din cauza asta, dacă există o asimetrie în corp, ea se va manifesta peste tot în corp. Și eu corectând aici, mi s-a accentuat la articulația temporomandibulară, a dat la mușchiul maseter, mi-a dat la urechi și nu mai auzeam. Atunci am început să merg la un osteopat care mi-a arătat exerciții și am învățat de la el exerciții ca să lucrez cu această articulație temporomandibulară, să o pun la loc și încet, încet am început să aud din nou. Și da, sunt exerciții care într-adevăr te ajută să corectezi această poziție, dar primul lucru ce puteți face care deodată o să corectezi, cel mai simplu, limba la cerguri. Atât. Asta este tehnica mewing. Și cum poți să faci această tehnică să fie eficientă? Pentru că unii nici nu știu. Adică cum, cum să țin limba acolo? Adică... Când spunem sunetul N, da? atunci, deodată când spui acest sunet, este o poziție a limbii acolo sus. Deci, efectiv, trebuie să fie toată limba lipită de cergurii, nu doar vârful sau o parte anumită, deci toată limba lipită. Și această tehnică, ea a fost dezvoltată de Dr. Mew, așa îl cheamă. El a observat că deformările care noi le avem la nivel de față țin de spațiu și poziționarea articulației temporomandibulare. Și astfel, doar prin această tehnică că începe a ține limba la cergurii, toată forma feței se schimbă, fără a face nimic. Nu trebuie nici exerciții să faci la față, nici să stați corect în poziția corpului, nimic. Doar ținând limba la cergurii, timp de jumătate de an, toată fața se schimbă. De ce? Pentru că a, se obține spațiu acolo sus, la ceruguri. Intenționat, corpul uman este așa dezvoltat. Nu degeaba este spațiu în zona respectivă și atunci se lărgește atât a, mandibula cât și maxila. Multe femei, de exemplu, la mine nu aveau contur, pur și simplu că poziția limbii era greșită și, pur, și, făceau și exerciții și tehnica mea, pur și simplu țin limba la cerugurii conturul foarte ușor apare. Păi bun, dar poți să-ți limba la cerugurii când ești conștient, dar când te-a pus să faci alte lucruri, alte activități, uiți. Chiar dacă ai uitat odată, da? Este la fel ca și atunci când spui dreapt, te-ai îndreptat pe o secundă și apoi ai uitat. Dar ești conștient că trebuie să stai drept. Uh, un exercițiu foarte simplu este ca și cum mereu încerci să înghiți, să înghiți ceva. Da. În timp ce ții limba da. lipită de, de cerugurii, încerci să înghiți apă sau, de exemplu, chiar aceeași salivă da? și faci așa de, să zicem, 3 ori pe zi, 30 de ori, atât, ai uitat, pe urmă iar faci și automat deja limba subconștient o să fie acolo sus. O să învețe poziția da. corectă. Da, pentru că și când știi că ții limba corect, este atunci când, ținând limba la cerugurii, tu nu poți respira dacă deschizi gura. Odată ce există respirație Uh. <laughs> Știi că testezi acum În <laughs> da, da, da. timp ce îmi spui <laughs> Odată ce există respirație pe gură Toată fața o să fii deformată. Sunt persoane care Merg la sală, da. fac sport Și unii într-adevăr arată bine Adică se vede că fac sport Și se, arată, se vede și pe chipul lor Însă sunt persoane care merg la sală Arată extraordinar fizic Însă la față sunt ușor îmbătrânite Cum îți explici? Bună întrebare În primul rând nu vreau să elimin genetica Genetic este un factor, dar, ok, faptul că mergi la sală este un lucru, dar uh, cum lucrezi mușchii corpului, așa trebuie să lucrezi și mușchii feței. Se lucrează absolut diferit, sunt mușchi foarte diferiți, deci, dar de ce unele persoane arată bine și altele nu? Desi ori îmbătrânește mușchiul pe los al gâtului, este asta, gâtul foarte rapid îmbătrânește, din cauza exercițiilor exagerate sau incorecte. Sunt exerciții care forțează și atunci gâtul este supra-solicitat. Exact, exact. Și apare îmbătrânirea gâtului în această zonă, iar zona gâtului este prima care o să determine îmbătrânirea unei femei. Noi cum depistăm vârsta unei femei? Ochi și gât. La fel aici depinde de circulația sanguină în corpul fiecărui om. Și persoanele care fac sport și arată da. bine, ceva fac bine. Exact. Exact. Circulația sanguină în corp este foarte bună. Sistemul linfatic, sistemul respirator, sistemul craniosacral merge foarte bine. De ce asimetrii te-ai lovit și au fost ușor corectate? Da, asimetrii. Asimetrie la față, chiar la toată fața. Am avut o domnișoară la 22 de ani o asimetrie foarte puternică. Un caz destul de rar. La 5 săptămâni Asimetria rezolvată, doar prin simplul fapt că am lucrat cu exerciții la, la față. Nu ne-ai spus vârsta ta. Deși nu-i frumos să întreb, majoritatea oamenilor se vor întreba. Da, deci am 28 de ani. Am 28 de ani, dar știu că mulți consideră că am vreo 20, 22, 24 maxim ce am primit, dar da, am 28. Colegii mei sunt martori. Când ai venit, probabil 17 ani era suficient. <laughs> da. Dar încă asimetrie, asimetrie la ochi, un ochi mai mare ca altul. Asimetrie la sprâncenie, o sprânceană mai sus ca alta. Și asta ține pur și simplu de o încordare într-o parte a mușchiului mai tare decât în cealaltă. Asimetrie, Deseori facem o ară mai sus ca alta. Noi nu știm de astfel de asimetrie, dar când ai ochii dezvoltat, vezi foarte ușor la cine este nara puțin mai ridicată. De ce? Din cauza la ridul ăsta, nazul labial, când zâmbim. Cred că îi scanezi pe toți oamenii din jurul tău, te întâlnești cu cineva, deja da, da. știi tot despre el. Da da, da. Și aici vine cumva cu citirea chipului. Este interesant, da, anumite aspecte care vin genetici, forma nasului, forma ochilor, dar alte lucruri care, de exemplu, vin în face fitness-ul să le scoată, de exemplu, anumite riduri, anumite asimetrii. Și da, de, de exemplu, mi este foarte ușor să înțeleg tipul omului cât mă uit la el, cu cine stau de vorbă. Și la fel emoțiile, clar, că generația Z îmbătrânește mult mai repede decât milenium și restul generațiilor. Și chiar mă uitam desi la femeile cu care eu lucrez și cum ele îmbătrânesc. Este o diferență foarte mare de stilul de viață care îl duce. Pot spun două persoane gemini la 30 de ani, mediul în care trăiește, cum se alimentează și ce emoții trăiește o să determine cât de repede o să îmbătrânească. Deci multe lucruri pe care le vezi pe fața unui om da. au legătură cu emoțiile. Exact. O emoție creează o anumită mimică și apoi ce se întâmplă? Că noi pur și simplu din instinct facem mimica asta, noi înducem corpul da, creierul nostru, acest sentiment. Și noi simțim sentimentul subconștient. De exemplu, deseori vedem persoanele cu zâmbetul în jos și obraji lăsați. Ce au făcut ei de multe ori? Au avut un fel de mimică de asta supărat, așa. Ceva de genul ăsta, când erau pur și simplu supărați sau indignați. Și prin repetiție exact, începe au... să devină o formă a feței. Exact. Și au făcut obraji lăsați, gușe și toate astea mai departe. Pentru că vorbeam despre, despre ani, da. cât ar putea, nu știu, o femeie de 40 de ani să câștige pe chip și să întinerească după niște exerciții faciale? Minim 5 ani, dar de obicei rezultatele femeilor mele, da, la 50 la 60, sunt, minus 10 ani. Deci ai 60, poți să arăți la 50, ai 50 la, la 40. Da, da, și am femei care au trecut în cursuri în care vorbesc, uh, ele efectiv vorbesc despre asta, arată poziile înainte, după și se vede cu ochiul, ochiul liber. Pentru că aici deja ne lucrăm la toată zona de sus, inclusiv cocoașa. Și odată scoatem cocoașa, magie, magie curată, suntem pe față. Cocoașă te referi? Da. Zona cervicală? Da. Când uh, este efectiv așa, parcă un munt format acolo în spate, da? Asta este cocoașa. Am vorbit foarte mult despre femei, dar la bărbați e eficient? La bărbați este mai ușor ca la femei, din păcate sau din fericire, <laughs> nici nu știu cum să vă spun. Cum adică? De, deoarece, știți, femeile sunt spuse la toate schimbările astea hormonale. Când fața unei femei se schimbă după naștere și la menopauză, astea sunt două elemente importante în viața unei femei când, pur și simplu, se întâmplă schimbări foarte mari în corp. La bărbați... Nu trecem prin aceste uh, momente ale vieții și ei nu sunt atât de dependenți de uh, sistemul ăsta hormonal, cum sunt femeile. Și tocmai de asta anumite schimbări la ei sunt mult mai ușor de obținut. De exemplu, conturul. E extraordinar. N-ai treabă. Dacă la o femeie poate să dureze și trei luni, la un bărbat într-o lună, vorbim de un om sănătos, da, care uh, arată destul de bine, asta foarte ușor se obține. La fel, ce greu la bărbați... Comparând cu femeile, este zona frunții, pentru că ei mereu sunt foarte încordați acolo și. Deci, asta este greu, și poate ridurile care vin la ochi, pentru că ei sunt mult mai expresivi. Dar, pe general, este mult mai ușor să obții un rezultat la bărbați și foarte ușor să schimbi forma feții la bărbați. Întotdeauna, când am lucrat cu bărbații, a fost mult mai ușor la cât de rapid s-a întâmplat procesul, comparând cu femeile. Te referi inclusiv la simetrie da. sau la anumite zone care sunt căzute? Sau... Da, 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 ochii, deci asimetrii pe față, conturul. Conturul asta este atât de ușor, mie mi drag foarte mult să cresc cu bărbații în acest considerent, că e atât de ușor. La fel la ploape, ploape căzute, da? Ce este greu, unicul lucru este zona frunții, care, într-adevăr, acolo este o încordare, că nu prea să relaxez, Da, da, da. Că mereu bărbații așa când se uită la ceva super concentrat, tot timpul, fruntea, fruntea implicat. Femeile sunt mai relaxate. Dar, într-adevăr, la bărbați este mai ușor să obții rezultate. În acest considerent, când au schimbările astea hormonale, cum au femeile. Vorbeai de, de femei și spuneai că ar putea să ajungă și la 10 ani să arate da. mai tinere. În ce perioadă de timp? Știți, aici depinde foarte mult de corpul fiecărui om. La ce mă refer? Noi facem exercițiile, ținem de program, dar, circulația sanguină, procesele metabolice din corpul tău, nici eu nici tu nu le poți controla. Și dar, normal, 5-6 săptămâni o lună, 5 sau 6 săptămâni, deja rezultatele sunt pe față. Asta e și partea faină la uh, face fitness și mă întreba de procedurile estetice, da? Pentru că chiar și acești liposucții, de obicei, îți trebuie și o perioadă de 2-3 săptămâni de recuperare după liposucție, da? La gușă. Pe când la față, ți îți trebuie 6 săptămâni ca să scăpi în totalitate de această gușă. Uh, sau să scăp de o simetrie. Dar sunt niște rezultate care rămân sau după un anumit timp trebuie să revii, să tot revii? Da, bună întrebare. Chiar mă bucur că m-ai întrebat acest lucru pentru că mulți au impresia că eu fac face fitness în fiecare zi. M-am trezit și doar face fitness fac. Deci secretul. Zona gâtului. Și poziția corpului. Cât o stați drepte o, și drepți și o să mențineți un gât lung și frumos, care în general arată și o încredere în sine și în felul în care te comporți, de exemplu la femeie, este vorba de feminitate, zona asta, efectiv, foarte frumoasă. Deci, atât timp cât ați menținți această zonă, atâta timp puteți să nu puneți mâna pe față și o să mențină, desigur, rezultatele, dar nu exclud dacă facem o mimică din nou, anumite procese da? sau anumite riduri pot să apară și precum, ca să-ți menții un corp sănătos trebuie să te alimentezi tot timpul sănătos, nu o dată pe săptămână sau o dată în lună am sănătos și tot timpul la fast food mă duc, clar că nu o să menținem corpul, da? Și aceste exerciții intră în rutină. Pentru că el nu trebuie să dureze mai mult de 5 minute. Când facem... Și aici este foarte important să explic ceva. În primul rând, ca și la corp, da? Cel mai ușor o să fac aluzii la corp, pentru că mulți înțeleg. Când vrei să slăbești sau da, se slăbește, de exemplu, vrem să scăpăm 10 kg. Ai o perioadă acolo de timp pentru tu scăpi de acele 10 kg și apoi ce faci? Te menții. Dar menținerea nu mai este atât de grea ca atunci când ai scăpat de... Normal. Așa e și aici. La față ai nevoie de 5-6 săptămâni, deci la 4 la 6. Ok, sunt cazuri când anumite probleme foarte grele poți durez și 3 luni, 6 luni, depinde. Dar am făcut remodelarea feței, am scăpat de problemele alea grave, să zicem așa, și după care pur și simplu, odată la două zile, cinci minute, când stai în oglindă, știi că, ui, puțin aici m-am acordat, vin puțin și mă asta e. Nu trebuie tot timpul de stat câte, nu știu, jumătate de oră la față. Și la față e necesar doar maxim jumătate de oră în programul ăsta intensiv. Atât. Și nici nu măcar în fiecare zi. Deci rezultatele se mențin, dar la fel cum la corp, da, trebuie să ne mențim să mâncăm sănătos. La fel și la față trebuie de făcut cât de exerciții. E corpul uman. Cât de mare, ai vorbit despre alimentație, cât de mare este legătura între alimentație și aspectul feței? Într-un corp sănătos, o minte sănătoasă, și aici la fel vine vorba și de față, deci noi suntem ceea ce mâncăm. Efectiv, legătura este directă. Da. Dar chiar dacă nu mâncăm, de exemplu, extrem de sănătos, sunt cazuri când genetic arătăm foarte bine, da, și aici, dar totul până la o vârstă. Maxim 35 cât încă puteți să mai duceți așa mâncând, de exemplu, nesănătos, dar arătând tinere și apoi procesele se întâmplă atât de repede pentru că uh, un lucru foarte important la față, știți, ea ține, ține, ține și apoi brusc cade. În ce sens cade? Te trezești deodată cu parcă ai îmbătrânit cu 50 ani. Cel mai simplu exemplu este, uitați-vă la un om care a avut un stres foarte mare și parcă îi spuneți că peste noapte am îmbătrânit cu 10 ani. Așa e fața la toți. Pur și simplu, noi uh, mereu lăsăm pe ultimul moment și apoi, da, alimentația contează foarte mult, dar chiar dacă nu ții alimentația perfect, ok, o să meargă până la o vârstă, apoi, neapărat, o să trebuiască de introdus alimentația corect. Deci face excese și de nu se văd și de la un punct se văd brusc. Toate. Deci asta este explicația pentru care un om îmbătrânește foarte repede, chiar dacă poate nu a avut da. acele probleme despre care vorbeai. Da, pentru că fața menține mult. Este la fel dacă facem analogii cu momentul când ți-ai foame. Este clopoțelul ăla care sună când ți-ai foame. Mănânci și el încă mai sună când ți-ai foame, foame, dar parcă ai mâncat mult. Nu, nu înțelegi, parcă mănânc, mănânc și încă tot mi-ai foame. Și apoi ne oprim brusc și simțim că suntem super mega plini și ce am făcut, da? La fel și la față, reacționează mai târziu. La fel și la rezultate. De ce eu nu mai țin doar 4 săptămâni, dar țin 5-6 săptămâni în program? Pentru că rezultatul de la săptămâna 5 la săptămâna 6 uneori poate fi atât de diferit, pentru că pur și simplu momentul ăsta față s-a tras. Mai, mai târziu reacționează. Asta -i. Este un video viral cu doamna Irina Login, o binecunoscută cântăreață de muzică populară, în care pur și simplu își dă palme în feței. E o tehnică recomandată sau nu? Tehnica asta are logică, dar eu nu recomand tehnica respectivă. De ce? Pentru că ea e efectiv făcând asta, ce face de fapt este drenajul linfatic la față. Și drenajul linfatic este necesar în tot organismul uman. Pentru că aici se reține multă, mult lichid. Noi numim asta grăsime. Doar 15-20% din cazuri acolo există grăsime. Tot timpul acolo e retenție de apă. Nu puteți scoate grăsimea cu proceduri, uh, pentru că este lichid. Și ea ce face? Ea e efectiv își dă așa palmi și dă drenaj limfatic și duce lichidul de aici în jos ca să iasă prin transpirații sau erupții pe piele. Deci tehnica este foarte corectă uh, și uh, într-adevăr ajută la față, dar sunt tehnici, să zic așa, mai friendly, mai ușor de făcut decât tehnica respectivă. Dar este corect. La fel ca și sărăturile în corp, da? Sau tremuratul care se face. La fel este tehnică de drenaj limfatic și e corectă. Asta e motivul pentru care sunt persoane care sunt slabe, însă totuși au, au gușă Exact. Asta este motivul pentru care persoanele slabe au gușă pentru că pur și simplu zona gâtului este blocată, au umeri în față și gâtul se scurtează foarte mult și din considerentul ăsta efectiv fac retenție de apă. Efectiv, gușa, da? Vorbia dublu. Sunt anumite obiceiuri pe care le avem zilnic care ne modifică aspectul feței? Da. Și în primul rând o să vorbesc de top 3. Primul este respirația pe gură. Odată ce respirăm pe gură, asta ar însemna că noi deformăm toată fața, pentru că, iarăși, vorbim de poziția limbii gură, de articulație temporomandibulară, se dezvoltă greșit și aici este legat cu același bruxism, cu aceleași pocnituri. A și fața devine mai lungă în jos și avem maxilarul care intră înăuntru, odată ce respirăm pe gură. Pe lângă asta, desigur, avem probleme mari de sănătate și diabetul zahărat este direct legat uh, cu respirația pe gură. S-a observat la fel problemele de panică, stres și tot așa mai departe deci primul este respirația pe gură apoi următorul aspect m-a uimit, iartă-mă, ai spus da. multe lucruri care nu mă gândeam, mai, că diabetul zaharat. Da, s-a observat că el se intensifică foarte mult atunci când vorbim de respirația pe gură, sunt mai multe aspecte care influențează acest lucru, dar are legătură directă și cu respirația pe gură o să fac acum o analogie nasul este pentru respirație, dar noi putem bea apă și pe nas <laughs> dar nu este corect să facem asta la fel și așa, gura este pentru a mânca abia lichide, nu este pentru a respira. Intenționat sunt făcute canal, canalele și sinusurile noastre de, de respirație pentru a face un filtru acolo de bacterii, de, Deci, uh, respirație pe gură, la fel, o să deformeze dinții uh, și dinții pe dinți, stă, uh, mandibula și maxila. Pe dinți țin scheletul. Da, la fel un aspect foarte important, ceea ce noi nu ținem cont. A, și apropo, când vorbim de asimetrie, un lucru vreau să spun, odată ce lipsește un dinte într-o parte a feței, în cealaltă este, neapărat o să fie asimetrie în față. De aia dacă scoatem anumite dinți, proporțional. Sau dacă am scos și într-o parte este, în altă parte noi punem dintele. Pentru ca să nu creăm o asimetrie mare la față. Sunt persoane care alergă și în timp ce alergă au o respirație de genul ăsta respiră pe nas, expiră pe gură, Extrem de rău. Sunt foarte multe studii acum care se vorbește anume despre respirația pe gură cât e de dăunătoare. S-a făcut un experiment când s-a pus un om 10 zile să respire pe gură și 10 zile să respire pe nas. Persoana care a respirat a avut aceleași condiții, dar unica diferență când se face experimentul este un singur factor care este diferit. Asta era respirația. Deci, în a 10 zile, deja persoana se simțea foarte rău. Uh, ce s-a întâmplat? Uh, avea tot timpul dureri de cap, nu putea dormi, somnul și a apărut uh, um, insomnii și probleme mari cu somnul, da? Sfăraitu. Era foarte greu să digere mâncarea care a mânca. Deci, foarte multe probleme țin anumite de respirație pe gură, da? Noi putem respira pe gură, dar doar în cazuri extreme, pentru că dacă nu ar exista un backup la nas, efectiv, ai muri. Dar nu trebuie de respira pe gură, cum nici nu trebuie să bei apă pe nas, da? Asta e și al obicei? A doilea este dormit pe burtă. Categoric nu se poate, pentru că atunci... De ce? Când dormim pe burtă, cumva cu fața în pernă, da? Și, sau dormim pe o singură parte a feței, da? Doar într-o parte. De ce? Pe partea care dormi, tot timpul o să apară o asimetrie sau riduri la față, da? Și de-aia în primul rând dormit pe, spa pe burtă categoric interzis, dar dacă dormim mult pe o parte, atunci schimbăm și dormim și pe cealaltă parte, ca să creăm un anumit o anumită egalitate în față, da? Dacă formăm riduri pe o parte, formăm și pe cealaltă parte. Și un alt lucru care... Desigur, contează și perna? Iartă-mă. Contează perna. Desigur, nu dormim cu... fără pernă categoric nu dormim neapărat, nu degeaba la noi zona cervicală este făcută așa ca, o, ca un val, da, frumos așa se trec. pentru că în zona asta trebuie să stea cap perna trebuie să fie destul de înaltă, dar nu prea înaltă și fără pernă categoric nu se poate dormi. De ce? Pentru că având capul în jos, circulația sanguină vine uh, la creier. Deseori persoane se trezesc cu un țiruit uh, în ureche, un sunet în ureche. De ce? Pentru că prea mult circulație sanguină nu merge bine circulația sanguină la creier. Deci astea toate au legătură de felul în care noi dormim. Uh, dar revenind, a treilea obicei, aici pot spune două, am mai vorbit de poziția limbii în gură, dar uh, o să menționez poziția corpului. Odată ce ai umerii în față și cumva stai așa, grebănuos, da, gârbov, toată fața îmbătrânește, se deformează. O să te rog să mergi în fulger. Da. Eu o să spun niște întrebări și tu o să-mi spui dacă e ceva de făcut sau nu e ceva de făcut. Și cum se poate face? Cum rezolvăm cercanele? Depinde de ce ceaarcă ne avem. Dacă avem ceaarcă cu care ne-am născut, de exemplu, ca și la mine, și aici este un subiect foarte interesant, un singur lucru putem face, să îmbunătățim aspectul pielei și atunci ele nu mai sunt atât de pronunțate. da. Dar dacă ceaarcă le-am obținut, atunci putem să le eliminăm complet. O, asta e o veste excelentă. Da. Dar e importantă diferența, da? la ai mic da. sau le obții? Pungile sub ochi? Neapărat să le pungile sub ochi, da. Dar, la fel, depinde ce pungi sub ochi. Dacă avem chernii sau pungi. Pentru că, în limba română, toți se numește pungi sub ochi. Dar hernia mă refer la grăsimii capsulat care stă și niciodată nu dispare de acolo. Când este puțin înflată zona respectivă, da? Astea sunt pungi sub ochi. Când este grăsimii capsulată, este aici așa ca un fel format și asta e acolo mereu. Și aceea nu se poate. Aceea nu, o, doar prin o intervenție estetică. Ploape căzute? Foarte ușor, aici neapărat. E simplu? Foarte simplu. Ploape căzute, sunt exerciții cu fruntea, cu aponevroza epicranian, scalpul, masajul scalpului, secretul la toate femeile, masajul scalpului față sfetelor, O să vedeți cât de repede fața se trage. Uh, și ploapă căzută, da, uh, la fel se lucrează și cu zona temporală. Ai spus că la bărbați, în general, ridurile pe frunte sunt o problemă. La femei? Da. E mai ușor? La femei... 50 la 50. Depinde de femei, dar per total, per general, este mai ușor la femei. Și da, se elimină, însă vreau să menționez un singur lucru, curidurile. Curidurile trebuie să avem timp, pentru că nu poți elimina un rid care l-ai de 10 ani într-o lună, să fim serioși și corpul uman. Dar un rid proaspăt format, da, mai repede. Dar un rid care există de foarte mult timp și depinde de ce rid, el trebuie mai mult timp de lucrat. În unele cazuri se elimină și în 3 luni și în două și într-o lună. În altele, trebuie și jumătate de an, un an. Sincer, depinde de corp. Dar, da, ridurile se pot elimina, depinde de intensitatea ridului sau cât e de profund. Există niște riduri pe buza de sus, da. anumite femei. De ce se întâmplă asta? Uh, da, uh, care este mimica? Când sărutăm, sau, de exemplu, când fumăm, doar buzele le strângem așa și, efectiv, se formează aceste riduri, da? Uh, asta este motivul acestor riduri și, atunci, ce se întâmplă? Mușchiul orbicular, efectiv, e strâns și, prin Exerciții care relaxează acest mușchi, ele se elimină. Ridurile gâtului? Inelele venerei. Te născut cu ele, atunci nu le putem face ca să nu se observă atât de tare. Da? Ca să le reducem. Putem face ca ele să se reducă. Însă dacă avem riduri care se obțin pe parcurs, în totalitate putem să le scoatem. Colțurile... Guri. Da, neapărat, aici deci este foarte ușor să ridicăm zâmbetul în sus, foarte ușor, deci nu e o problemă. Aceste linii de expresie? Liniile nazolabeale, din păcate, nu le putem sco scoate în totalitate la nicio persoană, pentru că noi astfel zâmbim, astfel vorbim, mușchii toți centrali se prind în modul respectiv, dar este o diferență mare când este rid sau pliu. Uh, el de obicei se accentuează atunci când cade față, când vine tot spre centru. Și da, putem să le reducem prin simplu fapt că facem lifting la față. Pe total, pentru o astfel de probleme, o lună, șase săptămâni, cam așa, patru-șase săptămâni. Pentru Talpa gști. Mie îmi place problema <laughs> respectivă, da, se elimină. Se elimină și destul de ușor. Da? Da, chiar, chiar nu este o problemă să lucrează cu zona temporală, în partea asta, și apoi zona chiar și urechea și fruntea. Au mai mult problema asta femeile sau bărbații? Pentru că vă sunteți mai expresivi... Rădem mai mult, probabil. Exact, zâmbiți mai mult, sunteți mai expresivi, dar da, bărbații. Ai spus ceva interesant despre gropițele în, în da. Acesta este un defect natural, un defect frumos, ceea ce înseamnă că zâmbet, că mușchiul zâmbetului nu a fost dezvoltat corect la naștere. Deci, efectiv, este o, o ruptură în mușchi, spunem așa, da? Se prinde diferit decât la ceilalți oameni, însă este un defect atât de frumos, care efectiv nu influențează nicicum fața și ca să înțelegeți, noi în total cam avem 42-43 de mușchi pe față. Da? De astăzi se pot face aceste schimbări la față, dar uh, majoritatea oamenilor au doar mușchii de bază exact la fel și sunt persoane cu mai puțin mușchi, sunt persoane cu mai mulți mușchi pe față și acest lucru nu influențează o, să zicem, așa, fața sau mimica sau funcțiile feței noastre. Deci, acest defect. Nu micuț, se poate corecta? Nu se poate corecta, dar este extrem de frumos și nu este. Și, știți cum? și Că... nici nu poți să obții o, o, nu. o grobiță dacă vrei. Nu, nu poți să obții. Doar o estetic, uh, uh, prin anumite Ai proceduri altceva. artificiale. Dar natural, nu. Dar este unul foarte frumos. Se îmbunătățește și aspectul pielii sau vorbim doar de un aspect al feței ridicate? neapărat aspectul pielei. De ce? Pentru că pielea este la fel un organ. Ce facem în primul rând face fitness ca să vă explic așa? Lucrează la mușchi și la circulație sanguină. De ce ține aspectul tenului nostru? De circulație sanguină. Tot un corpul ăsta ține de circulație sanguină. Păi dacă lucrăm la circulație sanguină, desigur și față și aspectul tenului se îmbunătățește, devine un ten uniform, frumos, radiant și știți, asta este ca efect secundar, ca un bonus la tot ce facem, dar neapărat să schimbă și tenul. O întrebare personală. Ce creme folosești și ce creme n-ai recomandat niciodată, pentru că vorbim de aspectul pielii? Eu uh, nu prea recomand per total creme pentru că ele sunt foarte personalizate în acest aspect și uh, când fac exerciții pe față, eu nu folosesc creme sau uleiuri doar la tehnici de masaj. Dar pe total, fără creme și uleiuri, categoric. Eu folosesc creme hidratante pentru că o cremă nu poate reduce ridurile. Nu există o astfel de cremă pe lumea asta, care se reducă ridurile pentru că ridurile se formează doar la nivel de mușchi. Iar crema ajunge doar la primul strat al epidermii. Dar pielea are trei straturi și crema ajunge la stratul superior. pe păi cum poate o cremă să reducă ridurile, da? Și cremele se folosesc doar pentru hidratare. Deci doar creme hidratante folosesc. Iar cu restul rezolvăm cu masajul. Exact! Pentru În ce strat că... ajunge? Cu că masajul lucrăm direct la mușchi. Asta și este ideea. Pentru că știți, mulți spun că, uite, am folosit o cremă și s-a redus ridul. Nu, ăla e rid format din deshidratare, pielea la tine, nu este deshidratat, dar un rid se formează la un nivel de mușchi, dar noi avem mușchi, apoi să pungi de grăsimi, apoi alte structuri și apoi pielea, dar pielea are alte trei structuri. Păi cum o cremă care ajunge doar la primul strat al epidermii se reducă un rid care e format la nivel de mușchi? Uf. Și atunci, știți cum, facem mimică și noi înțelegem logica. Am făcut o mimică, da, s-a strâns mușchiul, pielea a mers după el. Păi cum tu lucrezi la primul strat, crezi că ai să rezolvi la mușchiul respectiv și o să reducă ridul? Marketing. Ai rezolvat uh, jumătate din industrie. Din păcate. Există exerciții total greșite și n-ar trebui să fie recomandate? Da. Uh, să înțelegi că tehnica de masaj facial uh, sau exerciții la față este împărțită în relaxare și încordare eu îmi bin ambele, de aici se numește face fitness, că anumiți mușchi trebuie, nu sunt toți mușchii în față încordați, ceea ce mulți încurcă, da? Dar trebuie să știi fețele ca să știi care mușchi se poate de încordat și care nu se poate de încordat. Sunt pe largă rătate anumite exerciții la încordare, care făcându-le poți să să-ți faci mai rău la față, da? Să creezi mai multe riduri, să înrăutățești situația, să obții obraji lăsați, riduri mai accentuate, gâtul să arate mult mai rău, dar da, sunt. Deci, ca să fiți 100% safe, atunci doar exerciții care seamănă cu tehnica din masaj, alea, vrei, nu vrei, it's safe, este ok, nu o să vă faceți mai rău. Dar cum vedeți exerciții care implică o anumită mișcare cu anumiți mușchi, atunci aici trebuie să știi dacă fața ta are mușchi respectiv încordat sau nu și, și atunci înțelegi dacă se poate de folosit sau nu. Dar da, sunt și tehnici care pot să facă mai rău. Care ar fi sfatul tău, în final, după discuția noastră, ca doamnele, chiar și bărbații, să se apuce de mâine să facă treaba asta, să-și facă bine? Sfatul meu ar fi să înțelegeți în primul rând că sănătatea și frumusețea și tinerețea voastră este mâinile voastre. Asta este în primul rând să nu mai mergeți după toate reclamele și după frumusețea asta vândută. Vă pierdeți unicitatea, per total și pe lângă asta nimic nu poate să vă rezolve problemele care le aveți voi la față, dacă singur nu faceți ceva pentru corpul vostru. Iar pentru femei, de ce eu niciodată nu lucrez pe fața unei femei și nu prestez servicii de masaj pe fața unei persoane, pentru că fiecare femeie trebuie să știe cum singur să aibă grijă de ea ca să se simte din nou frumoasă, feminină, atrăgătoare. Pentru că o femeie e fericită, ce înseamnă asta o familie fericită? Și asta se obține numai când tu singur faci ceva și te vezi din nou frumoasă, schimbă starea psihologică. Iar la fel și la bărbați, câți bărbați stau nesiguri pentru felul în care arată și mai ales că este atât de ușor. Deci vreau să înțelegeți că totul este mâinile voastre. Chiar este ușor. Cum știi că poți schimba ceva în corp, știi că poți obține, nu știu, o fese sau o tale frumoasă, așa este și la față. Nu este ceva wow și nu neapărat să mergi la o industrie care efectiv poate să vă deformezi mai mult decât să vă fac sănătoși. Îți mulțumim mult de tot, Cristina, pentru informații, pentru sfaturi și pentru încurajare, pentru că în final ai încheiat cu, cu o mare încurajare pentru noi toți. Mulțumesc frumos de invitație și mi-a făcut da. o plăcere să fiu aici. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați rămas cu noi până la final. Mulțumim Concelex pentru locație. Vă aștept să interacționăm. Numai bine. Emisiunea susținută de Hills Development, dezvoltatorul cu peste 10.000 de locuințe construite în București.